Emilian, mă bucur tare mult să ne întâlnim și mă uit la tine și nu pot să-mi iau ochii de la tine și de la stilul tău ăsta așa extravagant. Ți se întâmplă des treaba asta? Da, extravagant? Nu mi se pare, adică sunt așa mai chill, sunt pe negru. Dacă eram extravagant, cred că aveam niște pampoane, niște, nu știu, pene, mi ieșeau din cap sau ceva. Dar îți mulțumesc pentru compliment. Investești mult în haine? Nu. Adică nu sunt genul care să-mi iau haine de zeci, sute de euro, mii de euro, nu mai zic, că n-am dat niciodată ceva, nu știu, peste 1000 de euro, de fapt nici peste 300-400 de euro, nu cred că am dat mai mult, dar în schimb recunosc că mi-am făcut de curând o plăcere vinovată între ghilimele, că am zis eu, bă, neapărat, mi se pusese mie pe pata pe o curea de la diesel, pe care am dat 120 de euro. Sau ceva de gen, da. Mă gândeam că zici că ți-ai luat nu știu ce mașină, nu știu ce, avion. Nu, am un Ford Fiesta din 2011 cu care mă plimb, merge foarte bine. Știi pe ce aș da foarte mulți bani? Pe vacanțe. Pe vacanțe aș da foarte mulți bani, da. Cea mai scumpă vacanță? Cea mai scumpă vacanță pe care am avut-o până acum aș avea și cea mai frumoasă. De altfel am fost în Thailanda. Dar cu totul, pe atunci plecasem cu prietena mea. Și ne-a dus cu totul, toată vacanța, 1700 de euro de om sau ceva de genul. Și am plecat 12 zile, bine, cu tot, cu excursii, cu nebunii și ne-am făcut-o noi. Ești de părere că un cuplu ar trebui să împartă așa nemțește 50-50, că ai zis că v-ați făcut-o voi? Băi, depinde. Uite, mai de mult eram cumva așa și eram așa în contextul în care eram la început de drum și cumva, adică nu aveam destui de mulți bani, mă ajutau părinții și așa mai departe și mi se pare că mai ales când ești tânăr sau te mai ajută părinții și așa și ești cu cineva, bă, mi se pare cool să fie 50-50 sau bine, nu acum, nu e să ne socotim la, bă, ți-am luat o gumă, dăm 5 lei. N-am ajuns chiar acolo, știi? Ea făcea 2000 de lei, vai de capul ei, și eu scriam partituri și făceam câte 50 de lei, 40 de lei pe partitură, ceva de genul. Și mă mai ajutau ai mei, știi? Și na, în lucrurile astea ne stabileam 50-50, doar că vacanțele pe atunci erau cadou, tot timpul ne făceam vacanță de ziua ei, făceam cadou vacanță de ziua ei, da. Și biletul în Thailanda a fost de la mine, da. Foarte frumos. Apropo de asta și de faptul că îți scriai singur și făceai totul singur, am înțeles că asta faci acum, ești din artist independent. Deci scrii, compui, îți faci linia melodică, da, cam da, tot, nu? Da. Și videoclipuri încă nu? Mă, videoclipuri nu mă pricep să fac, dar încerc să lucrez cu oameni, încerc să-mi clădesc o echipă în jurul meu cu care să lucrez, niște oameni care să creadă în piesele pe care le fac eu și în muzica pe care vreau eu să o fac. E un pic mai complicat, am făcut și videoclipuri aproape singur, gen, adică uite, spre exemplu, în videoclipul de la Tobacco Vanilla am apelat la niște prieteni, la o colegă de-a mea de la actorie, care avea un coleg pe care îl știa de mai demult, cu care culmea, ca să vezi cât de mică e lumea. El fusese la mine DOP la un alt videoclip. Cât a costat videoclipul ăla întâi? Ca să te întreb și treaba asta. Că ai zis că a fost cu un buget foarte redus și sunt curioasă ce înseamnă un buget redus, da, pentru un... Nu pot să spun exact suma, că e confidențială, dar pot să spun între 500 și 1000 de euro. Ziceai la un moment dat, într-un interviu tot la noi, că doi artiști într-o casă e un pic cam mult și că nu ține neapărat ca iubita ta să fie din lumea asta, dar dacă... Asta vreau să zic. Dacă produce videoclipuri, dacă produce muzică, ai fi de acord, ai accepta? Important este să ne înțelegem. Adică important este să ne înțelegem, să există comunicare, ok, pentru că pentru mine, mă rog, în timp asta am învățat, știi, că bă, comunicarea contează foarte mult, știi? Nu contează, că e artist, că e cântăreață, că e... Nu contează, important este să ne înțelegem și... Dar dacă n-are job? Și dacă n-are job, aia e, dacă ne iubim, o să o ajut și... până își găsește job. Mulțumesc. Sau dacă nu, îi dau eu job de la mine, nu știu, o fac acolo, nu știu, să facă contracte.